Bună ziua! Bună zi! De fapt, pentru fetele mele, cele care au urmat cursul de coafor timp de 5 luni de zile, este ultima zi de curs. Da, din păcate, este ultima zi, ultima coafură pe care o vor învăța aceste minunate fete. Mâine avem examenul, examenul final, cu emoțiile de rigoare. Sunt sigură că va ieși totul perfect și foarte, foarte, foarte bine. Pentru că s-au descurcat de minune, au învățat o mulțime de lucruri. Chiar avem printre noi și fete angajate, care lucrează deja în salon și de care sunt foarte, foarte mândră. Au reușit să se și angajeze și mulțumim tuturor celor care ne scriu mereu și ne dau oferte de angajare pentru fetele noastre și sunt tare mândră de voi. În fiecare zi povestim ce am mai făcut în salon, ce lucruri noi și ce se întâmplă. Și azi vom prezenta o coafură de mireasă. Nu uitați că am lansat pe platforma noastră un nou curs, un curs doar de coafor. Avem, în afara cursului complet de 5 luni de zile, am făcut și cursuri pe module pentru fiecare, la cererea fiecăruia, pentru că știu că sunt și foarte mulți oameni care își doresc să refacă anumite părți din curs, au făcut cursuri și nu sunt îndeajuns de pregătiți, așa consideră, și atunci avem și module separat de acest curs de 5 luni. Și facem modulul 1, modulul coafurilor, care durează o lună de zile, costă 2000 de lei, se achită tot la fel cu avans și în rate, în care învățăm tot ce ține doar de coafat. Vă așteptăm la acel curs interesant, vom avea și foarte multe, multe surprize în acel curs, cum vă obișnuiesc mereu, tot timpul aduc câte ceva nou și cu siguranță și în acele cursuri, în acele module, veți avea foarte multe surprize de care veți beneficia cu drag. Și să dăm drumul la treabă, să-mi revin, că am fost prea serioasă până acum. Și acum să revin eu. Bun, ce am făcut? Am porționat partea din față, calota, pot să iei așa să se vadă, da? Bretonul, pardon, nu calota, bretonul, l-am dat deoparte, da? Bretonul, l-am dat deoparte, calota din spate, am prins-o într-o coadă foarte sus, ca să pot să-mi pun un brete aici pentru volum. Lateralul, am venit și am făcut iarăși o coadă aici, da? Deci am o coadă, două cozi și o coadă de desubt pe ceafă. Vom face o coafură care va veni pur și simplu o foarte coafată doar pe zonă de top și în lungime. Lateralele foarte bine finisate. După care am făcut bucle cu ondulatorul și le-am lăsat prinse ca să pot să le dau drumul una câte una și să le stilizez. Deci avem breton prins, făcut bucle, avem o coadă doar pe zona de top, o coadă cu lateralul de desubt, mi-am lăsat spațiu pentru burete și o coadă la ceapă. Da? Bun. Și acum voi da drumul la fiecare buclă în parte. Buclele știți cum se fac, se ia șuvița de păr, se piaptănă foarte bine, se dă cu fixativ. Se piaptănă iarăși foarte, foarte bine de 2-3 ori ca să fie bine finisată, să împătrundă fixativul pe toate firele de păr, după care se ondulează și se prinde. Așa. Dăm drumul la buclă, o pieptenăm o dată, o tapăm în bază, să fiu sigură că am volum de aici, de unde mă pot juca. Și o voi stiliza. Volumul mă ajută să dau cât mai mult volum, da, fetelor? Și începem stilizarea. Înfoiem foarte, foarte mult șuvița și pas cu pas. O stilizăm. Pas cu pas. Fiecare detaliu în parte. Poți să închizi geamul dacă momentan. Pas cu pas, o stilizăm, o finisăm.
coada de jos, mie mi-a reușit 3 bucle. Deci dăm drumul buclă cu buclă. Astea o să le prind sus aici, să nu mă mai deranjeze. Să pot să văd și ce lucrez aici. Da? La fel și la următoarea buclă. O pieptănăm o dată. O tapăm. Doar în rădăcină. Dăm volum. Pentru asta facem și tapatul în rădăcină, ca să fie voluminată. După care o stilizăm. Tot a venit sezonul nunților. E un sezon în care noi coafezele acum suntem foarte, foarte, foarte ocupate. Și creăm din ce în ce mai mult. Pas cu pas. Șuviță cu șuviță. Părușor cu părușor. Detaliu cu detaliu. Vedeți, dacă îmi țin șuvițele ondulate și pe clip, îmi rămân destul de flexibile să pot să mă joc cu ele. Luăm detalii, creăm detalii. Întoarcem șuvița exact cum pică. Și creăm minuni. Următoarea șuviță. Maria, ce faci acolo? Tapăm bine rădăcina, interiorul, ca să pot să vibrez volumul. Desfac foarte, foarte bine. Dacă e nevoie să mai pieptăm, mai pieptăm șuvița, că vreau să fie bine, bine desfăcută. Bine stilizată. Încep creația. Îmi fixez subțișorul de bambus unde vreau să mi se ducă.
fiecare șuviță în parte, stilizată. Desfacem. Și creăm. Mirela Miri, bună dimineața, suflet frumos, bună fetele! Dimineața! Suntem la parte de creație. Creăm. La ce ne pricepem noi mai bine? Acolo unde doresc. Următoarea șuviță. Pierpenăm foarte bine. Să arate impecabil. Piculescu Adriana, bună ziua, fetele, vă pup profa. Aura, și noi te pupăm, Adriana. Te pupăm și noi. Bun, o desfacem în zona asta, pentru că avem nevoie și de îmbrăcat, ca să nu mi se vadă nici elasticul. Ne ducem și ne astupăm zonele. Facem să o facem cât mai naturală. Și o ducem acolo unde vrem să pice. Aranjăm și vârful. Bun. Dăm drumul la următoarea. Aceasta sus. Finisăm. Să fie bine, bine finisată. Tapăm în interior. Desfacem în partea cealaltă. Fixăm cu un bețișor să rămână aici. Și dăm volum. Aranjăm vârfulețele.
deja frumos vârfulețele, să vină în linie. Asta era. Eram presenase, nu? Și a zis să vină muzica să, să ne distrăm un pic. Am înțeles. Mulțumim frumos pentru atmosferă. Așa, și ne apropiem de partea din spate, din față, pardon. Până acum e ok? Sunteți ok? Sunteți ok? Toată lumea se uită atentă. Toată lumea este atentă. Haideți că nu e grea. Totul e doar de mână, să vă placă ceea ce faceți. Nu încerc să arăt coafuri în care să ne pricepem cu toții să le facem. Nu? Nu sunt coafuri grele, ceea ce arăt eu, sunt de efect, dar nu sunt coafuri grele, sunt coafuri care se pot executa cu încredere. Elizăm. Nu uitați că dacă părul nu este pregătit dinainte, cu produse speciale pentru volum, nu ies, știți, da? Tot detaliu stilizat, tot. Orice detaliu minuscul trebuie acordată atenție și vârfurile, mai ales vârfurile. Nu lucrați cu un fixativ foarte puternic, că nu o să puteți să mai lucrați pe ele. Vă place fetelor până aici? Da, super. It's ok? Vouă vă place? Ce notă acordăm? Vrem să auzim note? Vrem să auzim comentarii? Ce ați face voi în plus? Ce ați fi făcut în plus? Vreau idei, să veniți cu idei. Vreau să puneți poze cu lucrările voastre, vă rog. Chiar sunt curioasă între cele care mă urmăriți să văd și eu ce lucrări aveți. Eu să știți că mă uit la toate comentariile, nu pot să răspund la toate, dar vă dau inimioare la fiecare în parte. Bun. Și acum burețelul care l-am pregătit. Da? Pentru mine 10 plus. Mulțumesc! Ești minunată! Mulțumesc! Sper să vă ajut și acasă cu aceste video și să învățați cele care chiar nu puteți să ajungeți, dar cele care puteți să faceți sacrificii să ajungeți, vă așteptăm, că e foarte important să fiți și aici, să vă văd pe fiecare cum lucrați și unde greșiți. Și ce greșiți sau dacă greșiți. Acelea. Deci pun burețelul și mi-l fixez. Vreau să fie coafura mea destul de voluminoasă. Să fie o coafură cu volum, cu foarte mult volum. Sunt și persoane cărora le place volumul. Eu sunt una dintre acele persoane care îmi plac coafurile mai deosebite, mai ieșite un pic din tipar. Așa. Bun. Până aici suntem ok. Suntem ok, fetelor, până aici? Da. O să vă iasă și vouă la fel? Da, da, cu siguranță. Așa. Dăm drumul la altă șuviță din coada de sus.
Aici am 4 șuvițe. Cu cât este părul mai rar, fetelor, faceți cât mai multe șuvițe, că le dați volum după aceea. Le desface și se îmbracă. Pieptăn. Tapez. Mihaela, bracul foarte frumos. De-abia aștept să lucrăm și noi. Ai 10 cu felicitări și pentru doamnele asistente. Mulțumim frumos! Mulțumim! Să nu vă faceți griji pentru burete, că la un moment dat se va îmbrăca. Pieptenă, în prima șuviță, că vreau să-mi vină, mulțumesc, Maria, vreau să-mi vină părul căzut. Aici. O să vii un pic cu camera să se vadă ce fac eu aici, Aura. Et voilà. Acele tehnice o să mă ajute să delimitez ceea ce construiesc aici. Bun. Deci așteptăm note, păreri și vreau poze. Vreau cât mai multe poze cu creațiile voastre, cu ceea ce faceți voi. Draga mea, pe ghi trebuie să te tunzi. Mai tunem un pic vârfulețele, zic. Nu dați cu fixativul aproape niciodată. Fixativul este menit să ne facă să putem să lucrăm părul mai frumos, nu să ne lipească. Ai primit un 10 plus, cea mai minunată și talentată persoană, profa. Mulțumesc! Vedeți că el încet, încet se îmbracă și nu se va mai vedea. Buretele. Nu uitați să vă cumpărați bețișoare de bambus. Ai nota 10 cu multe felicitări din partea altui Madalina va Toselu. Mulțumesc. O să am nevoie da și de alea. Bețișoarele de bambus le pun acolo unde am nevoie să-mi stea părul. Crem. Lăsăm imaginația să curgă. Punem să cânte Buddha și lăsăm imaginația să curgă. Nu știu cine cântă. Și lăsăm detaliile să se ducă acolo unde vor ele. De multe ori e bine să nu ne punem în gură cu detaliile. Și să ascultăm ce au de zis. Hai!
Hai că învățăm. Învățăm, învățăm. Facem trandafirașii mici, natural. Bun. Eu în timp ce vorbesc și dau cu fixativ, îl mănânc pe tot. Și l-am tot timpul aici. Comand Cristina, nota 10 plus, te urmăresc cu mare drag. Mulțumesc frumos, mulțumesc, vă pup și vă îmbrățișez. Și vă mulțumesc tuturor care sunteți alături de mine și mă susțineți mereu. Vă mulțumesc pentru toate comentariile voastre frumoase. Pentru toate aprecierile voastre, fără voi eu nu aș exista și nimeni nu ar exista fără suporterii lor, cum vine. De aceea vă mulțumesc de mii și mii de ori. Mirela Miri, te urmăresc de mult timp, ești minunată. Am făcut comandă de un cap asemănător și am să încerc să fac și eu practică. Sper să reușesc. Cu practică și voință, eu sunt sigură că vei reuși. 100%. Nici nu am îndoieli. Nici nu am îndoieli. Nici nu am îndoieli că cineva care își dorește să învețe și are voință și dorință să nu iasă. Ace te vince, mulțumesc. Nu uitați că acele se pun întotdeauna într-o parte ca să ne iasă, da? Deci nu așa se pune. Acum se pune într-o parte. Luci, Luci, felicitări, aveți mâini de aur. La Sighetul Marmației nu veniți? Soțul, mă duci la Sighetul Marmației? Ia să-l putem, punem un pic camera. Trebuie să negociați cu domnul director să mă ducă cu mașina, că el conduce atât de mult. Cu domnul Mircea. Că mi-ar place să văd Sighetul, n-am fost acolo. Da, încerc să fac lucrurile cât mai simple și în același timp de efect, să putem să facem toți. Te întreabă cineva, Laurențiu Mușa, te recomandați un cap de practică cât de cât bun? Da, eu lucrez pe Peggy, lucrez foarte, foarte bine. Am luat-o de pe Makeup Point sau Pivot Point și acum îmi doresc foarte, foarte mult să o achiziționez, să o primez pe Ingrid sau pe Diana, care e cea blondă? Blonda. Ingrid. Pe Ingrid. Ingrid e superbă, e blondă, e frumoasă, se văd coafurile mult mai sofisticate. Și pe Peggy, nu vreau să fiu acum nerecunoscătoare pentru tot ajutorul care mi l-a dat Peggy. Chiar m-a ajutat. Deși elevele mele spun că e urâtă, dar nu e urâtă. Foarte frumoasă Peggy, e adorabilă. E adorabilă. Și cu minte. Și cu minte. Dima Mihaela Carmen, cei mai buni oameni, cele mai bune fete, mâini de aur, Dori. Mulțumesc, mulțumesc frumos. Mulțumesc că așa să ne ajute Dumnezeu și așa să ne țină Dumnezeu. Cu capul pe umeri, cum e vorba din bătrânul. Să rămânem cu capul pe umeri. Să nu ne schimbăm niciodată. Ba să ne schimbăm, să evoluăm frumos și să evoluăm mai buni. Mult mai buni, se poate. Întotdeauna știți că e vorba, e loc de mai mult. Vârfurile le stilizăm frumos. O să mai e cineva simplu, dar superb. Adriana Niculescu. Mulțumesc, mulțumesc Adriana, te pup cu drag și abia aștept să ne vedem.
Și mulțumesc și eu, la rândul meu, tuturor maestrilor la care am fost și am participat la seminarii și de la care am învățat foarte, foarte multe lucruri și sunt foarte mândră de ei. Așa, știu ce ai branduri? Să fiu sigură că rămâne aici, o să vină un pic aura. Da. Deci să fiu sigură că nu fuge, o să-l capsez un pic în interior, pe dedesubt. Gata, nu se vede. Vedeți? Da. L-am croșetat un pic pe interior. Să fiu sigură că aici rămâne și coafura. Bun. Acum, deci asta este zona din spate. Facem ca în video. Bam, bam. Și acum să vedem Peggy. Ce-ți facem în față? Cum dorești? Cum ți-ar place, draga mea clientă? Să vină tot părul pe spate, să-ți vină într-o parte. Cum ai vrea tu să arăți la final, draga mea mireasă? Că până la urmă, dacă stau bine și mă gândesc, tu mă plătești. Hai să vedem. Să vedem unde se duce mâna. Și cum mi se duce mâna. Maria Alessio, cea mai bună profă. Vă pup, vă iubesc. Și eu te iubesc și mi-e dor de tine și te pup și te îmbrățișez cu drag și cu dor. Sper că e totul ok acolo în Italia și că ești foarte, foarte bine. Și copilul tău la fel, îl pup și îl îmbrățișez. Așa. Așa. Uite așa o lăsăm. Asta e coafura de final. Asta e soluția. Atât am putut. Atât am putut. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Nu acceptăm așa ceva. E ușor tapată. O să o pieptăm că vreau o singură buclă. Loca, loca, Adam. Te pup, loca, baftă. Te pup și eu, mersi. Te pup, te îmbrățișez și poate mai avem ocazie să ne vedem. Vedeți că tot timpul eu când vreau să dau volum, îmi pieptăm părul spre față. Mai întâi. Bun. Și acum o să-i dau drumul. O să vină un pic în față. Ia să-ți facem, dragăție, o coafură așa, un pic într-o parte, să mai fim și altceva. Nu? Ce ziceți, fetelor? Să o lăsăm așa un pic într-o parte? Da. Nu? Uite aici, vină cu aura să vadă tot poporul. O lăsăm să pice pe curbă, o aducem să nu avem gol. Parcă e frumoasă și așa, nu? Nu neapărat, că puteam să o aduc și aici în față, să o strâng și să-i dau și mai mult volum. Dar vine drăguță și așa, nu? O să dau o sticlă de whisky după aia, că nu mai, trebuie să curăț cu spirit gâtul. Am glumit. Uite așa, o să mă duc cu creațiile într-o parte, mai facem și altceva. Sunteți de acord să mai facem și altceva? Da, mă bucur. Nu, de acele tehnice. Măi, vă caută clienții, mă, fetelor, mă. Luiza Popescu, te pregătești spre pași de tango. Te pup. Da. 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 Poate vrea cineva și coafura asta, totuși. Zic și eu, dau cu banul. Dau cu banul cine vrea coafura asta. Eu.
meu. Eu s-o fac. La mine e cel mai indicat. Te Maria o face. S-a judecat, îmi pare rău, fetelor ați pierdut. Stilizăm. Voi aici puteți să o faceți cum vreți voi. Cum vreți voi. Nu trebuie să o faceți neapărat ca la mine. Vedeți, asta e farmecul la coafuri, că putem să le stilizăm și să le facem cum vrem noi. Ia să vedem noi ce facem de ei. Avem o coadă întreagă. Aș vrea să o văd un pic și în oglindă. Da. Ia să sterilizăm și aici. Să dăm cât mai multe valuri, că tot se poartă valurile astea. Cât mai multe valuri. Uite așa. Ne jucăm cu imaginația. Pur și simplu dăm râu liber imaginației. Tănăm bine, bine. O desfacem cu încredere. Și facem o creație, uite aici o facem. Ce ziceți, e bine aici? Da. Fetelor, vă place aici? O desfacem cât mai mult să mi se unească și cu zona din spate, să pice ca o frunză. Să vin un pic cu camera pe detaliu aici. Laurențiu Mușat te întreabă ce fixativ folosești acum. Acum, mă joc cu cel de la Lebelem. Poate mă gândesc că, virgulă, clienta mea nu are bani de, cum se cheamă, de accesoriu. M-a plătit destul de mult pe mine pentru coafură și nu-și mai permite un accesoriu. Și în situația de față, zic să-i creăm un accesoriu, nu? Așa. 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 Și așa. Și pot să vă spun cu mâna pe inimă că este creație proprie. Vai, Dorina Gheorghe! Da, că vreau să îmi prind un pic pe dedesubt aici, pentru că fiind foarte voluminoasă și destul de groasă șuvița, nu vreau să aibă surpriza la vreo oră să-i cadă părul, da? Și atunci o să vin cu ac și o să croșetez exact dedesubt. Asta păi mai, Floricica, mă, păi cum să o lăsăm așa? Doamne ferește, îi cade coafura la clientă.
Deci e foarte important acest detaliu, da? Deci ele să fie pe dedesubt prinse. Că l-am prins destul de bine. Aceste agrafe nu se văd. Și aceasta este coafura. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă mulțumesc că mă susțineți. Vă mulțumesc că faceți parte din viața mea. Vă mulțumesc că mă iubiți și eu vă iubesc la rândul meu pe toți. Și vă urez mult, 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 mult succes în tot ceea ce faceți. Să faceți cu dragoste. Dacă faceți cu dragoste, totul va ieși exact așa cum doriți. Okay. Nu. Că nu e gata. O secundă. Unde pui dragoste, crește. Ați văzut și o floare, dacă o iei și pui dragoste, ea crește. Așa este și meseria, să știți, în viață. Unde pui dragoste, meseria crește. O coafură simplă, o coafură de ocazie. Sper să reușiți să o faceți și voi. Vă mulțumesc, vă iubesc și poftiți la noi. O zi minunată!